Nu este de ajuns că urșii intră în gospodării și fac prăpăd în zona de nord a județului. Oamenii inconștienți, atunci când îi întâlnesc pe traseele montane, îi hrănesc, determinând animalul să rămână în zonă. Într-o filmare făcută la barajul Vidraru și postată pe rețelele de socializare, se vede cum o fetiță de 10 ani hrănește din mână un pui de urs. Imaginile au fost înregistrate de un turist revoltat care a povestit că lângă copil se afla tatăl ei care o îndemna să se apropie de animal. Filmarea arată că adultul a fost primul care a hrănit animalul în momentul în care fetița a vrut să mângâie ursul. Apoi, încurajată de tatăl său, i-a dat și ea sălbăticiunii să mănânce din mână. Niciun moment nu s-au gândit că nu au de-a face cu un animal de companie, ci cu un urs care putea să atace în orice clipă, iar tatăl irresponsabil și fiica sa ar fi putut fi victime sigure. Om de munte fiind, pot să vă spun că a fost prostie stare pură să-și pună copilul să dea mâncare unui urs sălbatic care poate în fracțiuni de secundă să răzgândească și să atace. Adică au lipsit fracțiuni de secundă, puteau să fie fracțiuni de secundă până când respectivă persoană să înceapă să-și smulgă părul din cap de groază că a făcut o greșeală așa de mare. Ce recomandați dumneavoastră? În primul rând, urșii sunt atrași de grătare. Și faptul că există există zeci de persoane care fac grătare, asta nu face altceva decât să împrăștie mirosul în zonă și ursul nu se mai mănânce afine sau zmeură. Bineînțeles că se încerce să mănânce carne și atunci este atras, în plus oamenii plusează și îl și hrănesc și de la asta până la accidente fatale ne va fi decât un pas. Filmarea a fost făcută în zona kilometrului 60 al Transfăgărășanului, în dreptul drumului de acces către Molivișu.